Da. Asta e cazul cu funcție balansată. Nu știu de ce am făcut directul asta, vreau să mai menționez cazul cu constantă. Cazul cu funcție balansată e din nou ca și varianta precedentă, cu complementar. Sau nu e? A, nu, asta e pur și simplu dacă el de x e 0, atunci 1 sau exclusiv de x e 1. Și dacă e de x e 1, 1 sau exclusiv de x e 0. Asta e pur și simplu sau exclusiv. Și atunci, starea pe care o avem la final e chestia asta. Pur și simplu am aplicat f de x acolo să văd ce se întâmplă. Ok? Deci, când... Puteți să o las pe cazul. Să zicem că f de x e 0. Dacă f de x e 0 și îl locuiesc acolo, sus de tot, o să am cat 0 minus cat 1. Da? Și atunci starea o să fie 0 minus 1 și nu o să fie niciun minus 1 în față, când f de x e 0. Când f de x e 1, atunci o să am 1 minus 0, deci o să fie un minus în față. Deci ca și în cazul de mai devreme, cazul simplu, o să am un plus minus în față, care e determinat de valoarea lui f pentru acest x. Deci noi uităm că pe cazul ăsta x nu e o superpoziție, x efectiv e o stare din baza spațiului pe care e. Dar acum ce vreau să fac este, știind cum acționează operatorul pe o stare din bază, pot să știu și acțiunea lui pe o superpoziție a stărilor din bază. Ce înseamnă superpoziție? Înseamnă că o să-mi sumez peste toate x-urile astea din baza mea 2 la n-dimensională. Și dacă operatorul de sumă e aici, prin linearitate, nu e decât chestia asta cu sumă în față. Ok? Asta e proprietatea linearității. Că operatorul acționând, dacă știu acțiunea pe un vector din bază, știu acțiunea pe, orice superpoziție de vector din bază. Și atunci am suma aceasta. Ok. Deci vedeți că e de-aia am înroșit ca să arăt că e același lucru și doar am pus sumă în față. Bun. Deci am ajuns, am starea asta. Pe cazul general n-am făcut încă nicio presupunere asupra lui F, dar lui constantă sau balansată. Și acum voi face chestia asta și verific. Dacă F e funcție constantă, ce o să obțin? Deci poate fi constant 0 sau constant 1. Dacă e constant 0, ce obțin? Va fi semnul fix pe o parte sau pe cealaltă. Semnul lui minus 1 la puterea va fi determinat, unic. Exact. Minus 1 la puterea e determinat. Deci minus 1 la 0 când de x e 0, deci toate sunt cu 1. Și când e cu minus, toate sunt cu minus. Deci o să fie plus minus. Superpoziție de x, tensor al doilea atribut. Ok? Când f e balansată, ce se întâmplă? Păi, am putea să verificăm ce se întâmplă, dar devine destul de complicat. Și atunci o să zic, e doar un psi acolo, la ieșire. Și vreau doar să verific că acest psi este ortogonal cu starea din cazul cât e constant. Dacă psi e ortogonal cu starea aceea de deasupra, am terminat. Pentru că înseamnă că pot să fac o măsurătoare care deosebește între ele. Dacă nu e ortogonal, înseamnă că am probleme. Deci trebuie doar să verific dacă acest psi, pe cazul că vei fi balansat, e ortogonal cu cazul celălalt, cu sumă după toate x-urile. E și psi, pe cazul general, e acesta. Asta vine de prima expresie, expresia cea mai de sus. N-am făcut încă nicio presupunere pe f de x e balansat, nu m-am folosit de chestia asta. Am scris doar pe formă generală. Și acum, ce vreau să fac, este, cum spuneam, să verific că psi-ul acesta și cu suma de mai devreme sunt stări ortogonale. Dar cine este x produs ca la psi? Unde psi e superpoziția aceea? Păi, dacă x este un vector din bază, atunci produs ca la orice alt vector în afară de el însuși o să dea 0 și pe el însuși o să dea 1. Deci, dintre toate componentele de suma aceea, o să rămână doar componenta asociată lui x. Deci o să fie minus 1 la f de x, supra radical din 2 la f. Okay? Și atunci, nu trebuie decât să pun sumă în față, să fac sumă din x produs ca la psi, pentru că, uitați, asta e starea pe care vreau să verific dacă e ortogonală cu psi. Am verificat pentru un x oarecare ce se întâmplă când fac produs ca la psi, nu trebuie acum decât să pun sumă în față, obțin expresia asta, care e 1 pe 2 la n, suma din minus 1 la n de x. Și acum folosesc faptul că f de x e funcție balansată. Deci pe jumătate din inputul e 0 și pe jumătate din inputul e 1. Jumătate din termen de aici o să fie 1 și jumătate o să fie minus 1 și o ține 0. Deci stările sunt ortogonale.
cealaltă stare sunt ortogonale. Și acum am rezolvat problema și circuit arată exact exact ca cel din anterior, doar că pentru a prepara superpoziția aia de toate cele doi la instări, trebuie să aplic Hadamard pe fiecare qubit din cei n la intrare. Și puteți verifica lucrul ăsta. Puteți verifica că dacă aveți o stare generală cu n qubit și aplicați Hadamard pe fiecare și stările de la intrare sunt 0, 0, 0, 0, ce o să obțineți este o superpoziție egală de toți vectorii din fază. Adică 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 și tot așa, toate cu amplitudine egală. Pe celălalt trebuie să-l fac 0 minus 1, aplic UF, primul rea, înapoi în baza computațională. Și acum, când F e funcție constantă, primul qubit, când o să măsor, o să fie 0, 0N. Adică, toți qubiții o să fie 0, în funcție constantă. Iar altfel o să fie toți 1, când funcția este balansată, pentru că stările sunt ortogonale. Deci aspectul esențial este că am avut nevoie doar de o singură aplicație a lui UDF pentru a determina dacă e constantă sau balansată versus cazul clasic unde am avut nevoie de exponențial de multe aplicări ale funcției. Deci asta ne demonstrează că avem un speed-up exponențial. Deci ăsta a fost unul din primii algoritmi cuantici care a evidențiat proprietatea asta că putem obține acest salt exponențial în numărul de operații pe care trebuie să le efectuăm. Și înainte să trec mai departe, pot să vă arăt efectiv chestia asta, pentru că am un simulator care face asta. Și sunt de cuvântul aici. Ok. Și acum, în principiu, 5 qubiți la intrare. Și sper că o să mă dezamăgească. La un moment dat poți. Okay. Deci ce se întâmplă aici e că el alege la început cum să fie funcția și în cazul ăsta a ales să fie funcție constantă. Starea inițială a registrului e asta. Primul qubit de aici este qubitul Y. Iar ceilalți qubiți sunt, mă rog, X și tot restul memoriei. Pentru că simulatorul ăsta ne afișează în principiu tot registrul calculatorului simulat, calculatorului quantic simulat. Și vedem că pentru starea aceasta cuantică am amplitudine 1 inițial, pentru că asta e starea pe care o doresc. După aia, după ce aplic primul strat de Hadamard, vedeți că obțin superpoziția asta monstruoasă între toate stările posibile din spațiul acela vectorial și vedeți că semnul alternează la amplitudine, exact cum am văzut, e minus 1 la f de x în funcție de cum e funcția. Și la final, după ce ducem jos de tot, ok, aici s-a aplicat funcția și obținem altă stare, la final obținem starea aceasta. Și ce observăm e că Y e 0 minus 1, ok? Deci e 1 pe radical din 2 stare 0, minus 1 pe radical din 2 stare 1, iar X-ul este format numai din 0. Deci dacă măsor doar X-ul, dacă restricționez măsurătoarea doar la X, întotdeauna o să obțin 0 și deci o să trag concluzia că funcția e constantă. Dacă e să vedeți de mai multe ori și să am loc să îmi facă și cazul celălalt, așa. Observăm că de data asta sunt numai 1 la ieșire. Și deci e ortogonal cu 0, deci când măsor că toți qubiții din X sunt 1, trag concluzia că funcția e balansată. Și qubitul Y rămâne la fel, rămâne 1 minus 0 în superpoziție, 0 minus 1 în superpoziție. Ok. Pot să închidez. Ok. Acum, problema 2 Josa s-a realizat ulterior, deci problema aceasta pe care v-am arătat-o sau algoritmul se cheamă algoritmul 2 Josa după cei doi care au contribuit la el. Este un caz particular unei probleme mai generale care se cheamă problema abeliană a subgrupului ascuns, despre care nu vreau să vă zic, pentru că ar trebui să explic nu prea multe lucruri. Dar ce e important e că și această problemă poate fi rezolvată eficient de un calculator quantic. Este o generalizare a lui 2 Josa, deci cam aceleași principii se aplică pentru a o rezolva. Doar că algoritmul este probabilistic.
să avem acel Hadamard de Bernoulli, se folosește ceva ce se cheamă transformata Fourier cuantică și discretă, care este tot o operație unitară, tot o matrice unitară. Nu vreau să întâmplă chestia asta. Și cum ziceam, algoritmul este probabilist. Are probabilitate de succes 2 pe 3 sau mai mare decât 2 pe 3. Și cum vă ziceam mai devreme, e regulă. Dacă îl repet de un număr constant de ori, o să obțin rezultate. Acum, ce e foarte, foarte important, e că alte cazuri particulare ale problemei astea generale sunt problema de a determina ordinul minimal sau de a calcula logaritmul discret. Hai să vă zic întâi de problema determinării ordinului minimal. Îi se dau la intrare două numere, x și n mic. Cu n mare, totdeauna notez numărul de biți, de aceea am folosit n mic aici. Și ce vrem să găsim este cel mai mic minimal, astfel încât x la n este congruent cu 1 în jurul n. Adică x la n nu este împărțire 1 prin împărțire la n. Okay? Vreau să găsesc cea mai mică valoare n pentru care se întâmplă lucrul acesta. Și n se numește ordinul unui x. Deci asta e problema de a determina ordinul unui număr. Mi se dă la intrare x și n și vreau să determin acel n pentru care se întâmplă x la n egal cu 1 în jurul n. Ce este logaritmul discret? E doar o generalizare. Mi se dau x, y și n la intrare și vreau să găsesc din nou cel mai mic n, astfel încât x la y e congruent cu y în jurul n. Deci, în cazul anterior, y era 1, în cazul ăsta poate să fie oricât, e un anumit lucru. Asta e problema logaritmului discret. Deci, de ce se cheamă logaritmul discret? Pentru că asta este o funcție de exponențiere, să zice exponențiere modulară, și vreau să inversez funcția asta. Și inversa exponențială este logaritm. Dar pentru că am periodicitatea asta în modul corect, este logaritm discret. Este pe număr discret de elemente. Și, cum ziceam, este o generalizare a problemei de a determina ordinul minimal. De ce sunt importante lucrurile astea? Pentru că o problemă esențială și anume cea de factorizare, care este produse un număr n, să găsesc un factor al lui n, un factor care îl divide pe poate fi redusă la problema determinării ordinului unui număr. Și algoritmul este ăsta, nu o să discut despre algoritmul acesta, pentru că este un algoritm de teoria numerelor și trebuie să știm anumite proprietăți din teoria numerelor despre CNPC și diverse alte lucruri. Dar ce trebuie să știți e că se poate face o reducere de la factorizare la determinarea ordinului unui element și reducerea aceasta are complexitatea asta. Deci vedem că complexitatea, fiind luat din n mic și n mic fiind la intrare, este polinomial cu dimensiunea input-ului. Ok? Pentru că input-ul se reprezintă pe logarit x, deci este dimensiunea la 3, practic. Și atunci, esența este că dacă pot rezolva problema determinării ordinului eficient, pot rezolva și problema asta eficient, adică din polinomial. Și asta ne duce la treaba cu criptografia. Majoritatea algoritmilor criptografice ziua de azi, cum ar fi RSA, Diffie-Hellman, Gamow sau Elliptic Curve Cryptography, se bazează pe anumite presupuneri matematice nedemonstrate. Și asta e o mare problemă. Oamenii au avut încredere că aceste presupuneri sunt destul de sigure, erau destul de sigure că sunt adevărate. Și s-a dovedit că atunci când au avut calculatoare cuantice, că nu e chiar așa. Și ce fel de presupuneri au făcut? Spre exemplu, presupunerea că există aceste crackdoor one-way functions, care sunt niște funcții pentru care este foarte ușor să le calculăm într-un sens, e foarte ușor să evalueze de x și să afle ce e, dar e foarte greu de inversat. Asta e proprietatea de one-way, e greu de inversat. Proprietatea de trapdoor e că devine ușor de inversat dacă mai am niște informații adiționale. În termen de criptografie, acea informație adițională este o anumită cheie, spre exemplu, cheia secretă. Dacă am acea cheie secretă, atunci mi-e ușor să inversez funcția. Altfel, e foarte greu să inversez funcția. Ei, și ce funcții s-au folosit? Păi, una dintre ele este funcția de mulțire a două numere, despre care până și Gauss spunea, pe vremea lui, că e foarte greu de inversat și discuta dacă există vreo metodă matematică să inversăm funcția asta foarte simplu, foarte ușor. Și altă funcție este funcția de exponențiere modulară. Dar tocmai am văzut că putem rezolva
eficient un calculator cuantic. Pentru că sunt instanțe ale acelei probleme generale, problema subgrupului ascuns, pe care pot să o rezolv eficient. Și am văzut că problema de a determina ordinul se reduce la problema factorizării și logaritmul discret este și ea o instanță a problemei subgrupului ascuns, deci pot să inversez funcțiile ușor pe un calculator cuantic. Și atunci, criptografia clasică se prăbușește. Toți algoritmii aceștia, toate protocoalele care există până în prezent, marea lor majoritate, care există în internet, nu mai funcționează în prezența unui calculator cuantic. Deci este foarte ușor ca, având informația criptată, să putem decripta dacă avem un calculator cuantic. Și ați putea să spuneți, ok, dar nu avem încă calculatoare cuantice, deci suntem în siguranță că o să apară peste foarte multe ani și nu trebuie să ne facem. Dar ce se întâmplă e că putem presupun că criptografia se schimbă destul de lent. Am putea totuși să strângem deja niște informații criptate de pe acum și să le decriptăm peste 10 ani când avem calculatorul mare. Și poate să fie la fel de rău dacă informația aia sunt utile peste 10 ani. Ok. Să văd cât timp mai am. Da. Nu prea mai am timp. Vreau să vă spun și de algoritmul de căutare nestructurat al algoritmului Grover. Sper să reușesc în 10 minute. V-am zis data trecută că problema aceasta cu mafioții în camerele și în camerele hotelului și vreau să aflu unde se găsește nașul. Și v-am zis că e o problemă de căutare nestructurată. O să mai cheamă și problema căutării apului în carul cu fână. Adică dacă am din nou o funcție de genul ăsta, 2 la n inputuri posibile și întoarce 0. De data asta, funcția ne întoarce bună pentru elementul pe care îl caut, apul din carul cu fân, și pentru toate celelalte elemente ne întoarce 0. Ok? Deci există un X pentru care am X-ul 1 și pentru toate